Conform unei solicitări sosite de la Uniunea Europeană din luna aprilie, România nu ar mai trebui să acorde subvenții pentru încălzirea centralizată. Măsura va fi resimțită și la Buzău, unde peste 14.000 de locuințe și aproximativ 400 de instituții și societăți sunt dependente de agentul termic livrat de Regia Autonomă Municipală. Dacă guvernul nu va prelungi termenul, așa cum l-a cerut și doamna Firea, dar situația afișată de domnul prim-ministru nu este în această direcție, va trebui să nu mai dăm subvenție. Ne mai dăm subvenție, practic va trebui să aducem prețul gigacaloriei la prețul real, suportabil pentru populație. Să vedem ce va inventa guvernul în această speță. Pentru această iarnă, primăria subvenționează deja o mare parte din prețul gigacaloriei, care, de la 430, cât costă producerea ei, ajunge la abonații RAM la 230 de lei. Mulți dintre buzoienii care locuiesc la bloc nu își vor putea permite să achite facturile din iarna viitoare. Din acest motiv, edilii caută alternative. Am văzut la Galați, dar trebuie să studiez foarte atent, pentru că nu am în momentul ăsta temeiul legal pe care s-au bazat. Este vorba de acordarea unei subvenții de 3.000 de lei, pentru achiziția de centrale termice de apartament pentru persoanele, pentru familiile care nu au putut face față sau nu pot face față unei asemenea decizii, să nu se mai acorde această subvenție la căldură. Din discuția pe care am avut-o cu domnul primar al Galațiului, domnul Ionuț Pucheanu, am înțeles că numai într-un singur an, practic, s-au dezlegat jumătate de la rețeaua publică a Galațiului, existând acum mai puține persoane, mai puține locuințe decât sunt în Buzău la momentul ăsta, Galațiul ca și populație fiind dublu față de Buzău. Regia de termoficare are o datorie istorică de peste 20 de milioane de euro și fără subvenția de la primărie poate intra oricând în faliment. Deci nu vreau să sperii oamenii, am spus-o de la început, nu vreau să ascund absolut nimic, dar nu putem nici pe partea cealaltă, sau nu puteam nici pe partea cealaltă, să venim în fiecare an cu 7-8 milioane de euro din banii oamenilor și să subvenționăm căldura. Deci va trebui fiecare, îi vom sprijini pe cei, vom studia legea, îi vom sprijini pe cei care nu au posibilitatea să-și monteze centrală termică de apartament și pe restul probabil va trebui să plătească în întregime, nu probabil, că nu va fi altă soluție, va plăti factura întreagă. În bugetul pe acest an va fi cuprinsă și o investiție prin care vor fi puse în funcțiune centrale termice în toate unitățile școlare din municipiu. Pe de altă parte, dacă directiva europeană va fi aplicată din luna aprilie, buzoienii abonați la RAM vor plăti dublu pentru apa caldă.